Salutare, băieți, bine ați venit la un nou episod, da, sunt decufăratorul nostru italianu, am uitat cum e numele lui în roleplay, în fine, nu niciun stres. Bă, am venit până acasă să mai vedem ce mai facem pe aici și încercăm să plecăm de aici. Că, na, să nu ne prinde careva, să nu ne vadă careva, în fine. Ce face italianule? Du-te. Bine, Nagigel, tu ce faci? Da, ia. Ați uitat numele, mă, de scenă, mai nebunule. Ce da, ce Gigel? S-a uitat numele de scenă, mamă. Da. Se pleacă că beau și eu un pic de apă aici. Am înțeles, ce așa de seteții. Iată, Nagigel. E bun. Dar de unde ai pe luat și tu apa? Ai din portbagaj sau? Nu, aveam aici, în portieră. Dar ce ai mai făcut, mă, nebunule? Că nu te-am mai văzut de mult timp. M-ai abandonat, dracu. Am avut niște probleme cu poliția. E, poliție. Păi de ce n-ai dat un telefon? Că trebuia să le dai, adică... Păi faza că am dormit 3 zile într-un canal. 3 zile într-un canal. Da, mă, Gigi. Păi dacă tot aștept pe unde de ce n-ai venit, mă? Că ți-am dat numărul de la apartament, tot. Păi acum m-am scăpat și un pic de poliție. Mai am probleme oricum. Mi-am pus barba asta fake. Da, Am da, da. lăpit. Să nu Și mai recunoască. unde? S-ai pus, mă, că și eu vreau. Păi de la chinezi m-am dus acolo și am cumpărat-o, știi? Am înțeles. Băi, nebunule, ai grijă cum conduci, mă, și du-te mai încep, bă. O, scuze, Nea Gigel. Aoleu. Bă, Nea Gigel. M-auzi? Da. Bă, Gigel, am descoperit ceva foarte frumos. Ce ai descoperit? Bă, frate, acolo... Aoleu, stop aici, bine că nu vine nimic, eh? Acolo, la hotelul ăla, mai știi minte hotelul? Am descoperit ceva, mă. Ce, mă, aur ai descoperit? Da, mă, ceva așa, aur. Păi, și cât e acolo? Hai să mergem să luăm. Păi, hai să mergem acum, mergem. Păi, haide. Mergi, păi, leu, Cred sper. că și ce s-a întâmplat? Oții când s-au dus să fură, Să fure? da, Da. l-au prins poliția și au lăsat acolo, știi? Înțeles. Pe și Și un eu m-au... aur. Nu, mai e și inele, și telefoane. E o cutie din carton, așa. Băi, M-am fii dus atent. eu într-o zi acolo să fac ceva. Bum, văd cutia asta. Pun mâna pe ea și erau inele, aoleu. Și nu am pus mâna. Te-am așteptat pe tine. Păi, na, trebuia să... No, prietenul bun, știi cum e? Păi, îmi Păi... cam urmește cineva, mă. Tu vezi? Cine-o? Ia uite-te în spate. Da, mă. Uite-te în spate. Oarecui e mașina. E o mașină, nu știu că nu va prea mine Stai că-i... să scot arma în caz de ceva. Da. Stai să mă duc să trag un foc de avertisment. Sper că pe aici e. Haide. Dă-mă încet, dă-mă încet, cred că am scăpat de ei. Da. Bun, de-a cui spun? Și știi? Bă, și câți bani facem din cutia aia? Facem măcar 2000 de lei. 20 de milioane de lei. Știi? Hai, da. Bă, nimic, am urmărește, mă. Noi, bai, ia du-te până acolo. Vezi ce trebuie să facem. Poate Da. pierdem, știi? Da, mă. Da, hai să mergem prin spate. Du-te. Că tu știi mai bine locul, nu? Da, Nu. da. Eu zice să lăsăm undeva mașina, știi? Da, zice și eu mai bine. Hai Da, să o da. lăsăm. Uite aici. Fără pe de o fenta. Fără pe de o fenta. Fac. Bă, ce-i scoamă? Aoleu. Da, ce-o fi pățită la mă? Nu știu. Dar hai Ia, să ce-o ne... mare. Haide. Hai, Hai. repede. Hai, Tolanule, hai. Hai. Păi, cred că nu urmăresc aia din mafia rusă, mă. Cred că nu Mă, urmăresc, GG. băieți. Zi, mă, zi. Cine e ăla? Nu știu cu aia, nu știu că nu-i văd. Da, îl văd, dar nu... Hai, Nea GG.
Haide, haide, haide. Unde, ce condiție fizică ai, mă, nebunule. Aolea. Păi eu nu mai pot, nu mai pot, nici eu. NCG-le era pe aici, pe undeva. Uite acolo. Erau, erau, dar... Sper că nu mă duce într-o capcană. Nu, mă. Da, mă, scuzați. Păi, auzi, auzi, mașină. Da, mă. Ce-i cu tine, mă? Sunt obosit și... Au, ce face ăla aici, mă? Bă, domnul, bă, fugi, fugi, fugi. Fugi, 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 fugi. Fugi, că ăștia cred că de mafia rusă, fugi. Hai, repede sus. Ascunde-te pe aici. Aolo. Hai pe aici, hai pe aici, hai pe aici, pe aici, pe aici. Haide, haide, haide. Uite, mă, uite. Mâine sus, mâine sus, mâine sus. Fugi, 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 fugi. Fugi, fugi. Mamă. Fă-ți intraguri pe aici. Fă. Nu mai pot. Hai, repede. Hai că poate pe aici nu ne prinde. Băi, ce ce le pândești? Colegi, eu am destul de scăzut în clădirea noastră. Stai aici, stai aici. Uitați pe amândoi repede, colegi. Nu zice nimic, nu zice aici. Nu zice nimic. Păi ce se întâmplă aici, mă? Citele. Păi ăștia, după atâta timp când nu mă arăt. Cred că s-a dat de mafia rusă. Stai mai ascuns. Bă, mâine sus, mâine sus. Colegi repede, colegi repede. Ce se întâmplă pe aici? Ia o pastilă, colegul. Citele. Auzi, colegul. Ce se întâmplă aici, mă? Hai, îți fac o mâine sus, fără frumos. Băi, taranule, aici mă aduci? Hai, îți fac o mâine sus, fără frumos. Băi, nebunule, vezi că nu luam, mă. Cicele, ieșim și scăpăm. Da, cum, dracu? Hai, îți fac o mâine sus. Hai, îți fac o mâine sus. Hai. Băi, nu luam aferul să mă. Băi, taranule, dacă... Păi dacă te prind că... Ai fost de... Bă, ăsta te omor, mă. Nu. Te omor, mă, dacă te prind că tu ai fost de vină. Angigele, te las. Scapa, să te vin să te salvez. Nu. Mamă, ce voi face? Nu e aici. Te mai apropiam, am zis. Și ce vrei să faceți acum? Colegi, pe stație, veniți mai repede, vă rog frumos. Colegi, pe stație, veniți mai repede, vă rog frumos. Păi ce vrei să faceți, mă? Nimic, domnule. Nimic. Se arma spre mine și... Ce bun s-a fraierul, bă, nu pot să cred, mă. Hai. Unde să mă duc? Ce faci cu metre? Aoleu. Intră acolo. Vișinescu! Ce faceți, mă? Vă pot pune în genunchi sau? O să casă că cam rău. Că... Bună dimineața. Aoleu. Nu credeam că tu vii. Nu prea vă place vocea, nu? Nu. Sincer, în ultimul timp nici mie nu prea îmi place a ta. Da, du-te, dracu. Ce-mi dacă tu pui șef aici, mă? Că văd că ești șef, ai ajuns... Să ești impostura să ne jignești pe noi, mă, fraiere. Da, mă, că îmi permit, tu erai mic copil când am lucrat cu ăștia. Sau când am fost șef la voi. Ești conștient de asta, nu? Șef. Ai fost bine spus. Am fost. Vremuri trec, vremuri vin. Din păcate, vremurile tare s-au cam dus. Cum adică s-au cam dus? Cu ce motiv? Păi, uite și tu că... Deja mă cam știa așa puțin pe mine. Păi te știu, știi? Pentru că cu tine am împărțit pâinea. Adică, ce mai vrei? Ai împărțit pâinea, dar uite că până la urmă ai ajuns să-mi fur și mie colțul de pâine. Ce să-ți fur colțul de pâine, mea? Ce e cu tine, mă? Ce? Dă-mi și mie explicație ce se întâmplă aici. Am înțeles că... Ai cam trădat mafia noastră. Cine a trădat tu, mă? Tu, împreună cu prietenii tăi. Eu, împreună cu prietenii mei. Vezi că ala care s-a dat de șef, mă. Aia o... Te-a strămat, a făcut-o toată. Aia a avut vândut... Acum.
noi eram aici în spatele tău și tu fugeai cu nu știu cine. Păi da, mă, pentru că nu știam ce se întâmplă. Știu că sunt urmărit de voi, dar nu, nici chiar așa. Păi și familiei tale, tu nu-i spui nimica când pleci? Nu, nu familia spun. Ta, suntem viața ta. Unde să mai spun dacă jumătate din bani au fost cheltuiți pe toate prostiile? Da. Sunt curios de ceva. Unde e prietenul ăla lui? Oare ne face ambuscada ceva? Dacă te prind căpui... Prietenul ăla lui este... Dacă te atingi un păr de al lui, vă omor pe toți. Aha, am înțeles. Salam pe pâine. Vă omor pe toți, mă, dacă vă prind că vă puneți mâna pe capul lui. Deci, din păcate, o ultimă dorință pentru tine. Mamă, nu credeam că o să ajung la chestia asta, băieți. Ai fost un om bun, un șef bun, dar... Iau pasilor. Hai că și eu trebuie să iau, cred că o pastilă, dar nu contează. Da, ce, de ce să mi-am rămas bun? Ce vreți să faceți? Am înțeles. Mă auziți? Da, tu pe noi. Colegii, da. Băgați vă rog strepsi, sunt intensiv din ăla că e groasă. E groasă rău. Eu am băgat. No. Așa, reverend, de unde am plecat. Spune ce vrei să fac. Ca să mergi. Să-mi faci o ultimă dorință. Să aveți grijă de copilul meu. Atâta timp cât copilul tău nu are... Deci știe tot despre voi. Uite, uite cum facem. Dacă ne spui în acest moment toți prietenii tăi care au participat la asta, îți lăsăm copilul în viață. Nu o să zic nimic. Și dacă te atingi și de copilul meu, o să vor mai răscalțe și o să măriți. Vă permit asta. 3. Nu, mă, nu. Ai grijă că Dumnezeu te va vedea. Te o să te bântui. O să ne vezi tu de acolo de sus. Lasă. Băi, nu moară, mă. Băi, nu moară. Au. Băi. Colegii mei, nu l-ați văzut că l-a luat puțin Dumnezeu? Că i-am dat puțin în cap? Bă, da, colegul, gata. Băi, mă omorâm, mă. I-am tras două încărcătoare. Cred că asta e... Cred că asta e sfârșitul... Sparge la miliția! Cred că asta e sfârșitul... al lui Gigel. Nu știu ce facem pe viitor. Ce vom face... Băi, dacă ți-a plăcut acest episod, te invit călduros să apeși pe butonul de like, subscribe. Nu cred că chitele nu mă trădează. Chiar așa mă las acolo. Dar ce să mai facem? Eu v-am pupat. O zi cât mai frumoasă. Salut!